Hei dragilor, bine ați revenit pe canalul meu parfumat de YouTube. Astăzi am pentru voi un clip special și interesant, pentru că astăzi vreau să vă arăt parfumurile din colecția mea la care dețin dublură sau backup. Cred că ăsta este modul cel mai bun de a arăta practic care sunt preferatele mele din colecție. Dar nu neapărat, pentru că aceste dubluri poate au venit în urma unor schimburi. Dorind să mă scap de alte parfumuri, am preferat să iau în schimbul lor un parfum pe care îl mai aveam, dar care îmi plăcea, și să dau un parfum care nu mi s-a potrivit. Astfel că am ajuns ca la unele parfumuri să dețin dubluri și o să vă povestesc despre fiecare în parte și să vă spun părerile mele. Primul parfum la care dețin dublură este acest Bottega Veneta de la Bottega Veneta și am două sticluțe de 75 ml. Acesta este unul din parfumurile mele preferate pentru că este cea mai frumoasă notă de pielărie din parfumeria asta ce se găsește pe rafturile magazinelor și nu din cea de nișă. Atât de mult îmi place parfumul ăsta încât nu vreau să-l lipsească niciodată din colecție pentru că, așa cum v-am spus, diferă de tot ceea ce există în colecția mea, cel puțin în categoria mainstream, are calitățile clare ale unui parfum de nișă, finețea ingredientelor și calitățile tehnice ale unui parfum de nișă, nu este bomba bombelor, dar este un parfum superb pentru birou și cred eu că merită avut tot timpul în colecție. De urmare, am backup și când se va termina ăsta, ca să fac rost un alt backup. Da. Cel de-al doilea parfum la care am deja un backup este acest Thierry Mugler Alien Essence Absolue, Eau de Parfum Intense. Și am două sticluțe de 50, din care din una mai a jumătate și una este plină ochi. Bineînțeles că dacă am văzut o ocazie, am sărit pe el, pentru că parfumul ăsta este discontinuat și se găsește și niște prețuri ridicole. Eu n-am dat prețuri ridicole pe el, nici n-aș da 3 milioane pe o sticluță de 50, sub nicio formă. Cu banii aceia mi-aș lua ceva de nișă și ceva ca lumea de nișă. Dar ăsta este un parfum foarte, foarte interesant de la Mugler, pentru că aceea somie clasică Alien este completată aici de note foarte dulci, gurmande, de vanilie. Este un parfum catifelat, foarte dulce, aproape gurmand, potrivit pentru toamnă-iarnă și foarte, foarte bine realizat. Pentru că are multă vanilie, el a devenit maroniu, dar el era inițial ceva mai deschis la culoare. N-a fost alb, dar n-a fost nici așa închis, așa roșiatic. Oricum, un parfum pe care l-am în dublură și care îmi place mult și nu știu dacă o a treia sticlă va mai ajunge în colecția mea, pentru că parfumul, așa cum am spus, este discontinuat și nu îl cumpăr de pe eBay cu prețuri ridicole, sub nici o formă. O superbitate de parfum. Cel de-al treilea parfum pe care îl am în dublură este acest Insolence Apă de Parfum de la Guerlain și îl am în varianta veche. Dar una este un pic mai veche decât alta. Uite, asta este o variantă care nu are această margină cu scris, e mai nouă. Iar asta, care are această margine argintie cu scris, e cea veche, cea mai veche, varianta inițială. Diferențe mari între ele să știți că nu sunt, să știți că doar asta este puțin mai longevivă, cea cu scris. Cea fără scris, deși este tot o variantă mai veche, că nu este în sticluța aceea albinuță, este un pic mai puțin rezistent. Asta are nota de gherlinat de mai puternic, iar aici nota de violetă este mai puternică. Asta e mai ușor de purtat puțin, al zice. Dar amândouă sunt superbe. Și am avut încă unul pe care l-am dat din colecție, erau 3 deja și nu. Am considerat că 2 sunt suficiente și când s-or termina, o îi trece la sticluța albinuță, pentru că ăsta e un parfum care vreau să existe în colecția mea, pentru că este extraordinar de bun. Unul din cele mai frumoase parfumuri de la Guerlain și din întreaga mea colecție. Deci am două sticluțe de 30 apă de parfum. Sunt minunate și pentru poșetă, superbe și cred eu că merită avute în colecția oricărei iubitoare de parfumuri florale. Cel de-al patrulea parfum deținut în două exemplare identice este acest Robert Piguet Casbah. Unul dintre ele este un parțial 50/100 pe care l-am cumpărat de pe grupul de iubitori de parfumuri, iar acesta este plin și l-am primit în urma unui schimb tot de pe grupurile de iubitori de parfumuri. Sunt foarte încântată pentru că sunt foarte frumoase parfumurile astea. Au așa o notă dominantă de tămâie de biserică, dar exact cum este tămâia de biserică, fără a fi prea orientală sau prea nu știu ce. Parfumurile sunt la granița dintre feminin și masculin. Pentru mine asta este perfect.
și este și perfect masculin și perfect feminin. Cel mai frumos construit când vine vorba de tămâie curată. Dacă nu vrei o tămâie combinată cu note grele de labdanum și alte fumuri și lemne, ăsta este tămâie singură, cu ceva aglică, cred că. Da. O superbitate. Doamne, cât de perfect miroase și cât de exact miroase, așa cum ca și cădelnița preotului din bisericile ortodoxe. Un alt parfum la care am un backup și un backup bun este acest Angel apă de parfum Thierry Mugler. Și ambele variante sunt Thierry Mugler, nu doar Mugler. Deci varianta veche, cea care ține bine și e superbă și căutată. Fiecare are 50 de ml apă de parfum. Sunt meciuri diferite, dar nu mă interesează. Amândouă sunt foarte bune, amândouă sunt foarte rezistente. Și acesta este unul din parfumurile mele preferate pentru iarnă. Drept urmare, cu siguranță vi le recomand dacă vă plac parfumurile puternice cu paciuli. Este unul din puținele parfumuri cu paciuli pe care le suport și îmi plac. Pentru că ăla de paciuli trebuie pentru mine să fie combinată foarte atent ca să-mi placă. Să nu mă doară, să nu mă usture gâtul de ea și să nu mi se pare prea pământie sau nu. Asta are dozajul perfect de paciuli cu praline, cu fructe roșii, cu ce vom mai avea pe acolo, caramel și ce mai conține. O superbitate. Alt parfum la care dețin dubiuri este acest Mugler Aura sau Aura. Și am două. Am acest parfum plin de 100 pe care l-am primit de ziua mea într-un an de la soțul meu și am acest 30 de ml pe care l-am cumpărat de la cineva la un preț ridicol de mic, aproape pe gratis. Și pentru că era aproape pe gratis, l-am cumpărat. Dar și pentru că ăsta este reîncărcabil, drept urmare pot să mut din ăsta în ăsta dacă vreau să care în poșetă și nu vreau să merg cu dita mai sticloanță, uitați cât e de mare. Cât o inimă de om, sincer, cred că atât e de mare. Se zice că inima este cât pumnul, da. Deci ăsta ar trebui să fie mare ca o inimioară adevărată. Asta este o inimioară mai mică, dar sunt la fel de frumoase. Este un parfum verde și dulce în același timp, cu rubarbă, cu note foarte, foarte interesante, verzi și cu multă, multă vanilie. Drept urmare, un parfum dulce, mentolat, verde, foarte interesant, cu calități de parfum de nișă, ceva mai atipic decât ce găsim în rest pe piață, dar care are calitatea cu care ne obișnuiește Mugler, sincer. Și chiar dacă e doar Mugler și nu Thierry Mugler, parfumul are calitate țapănă. E foarte bun și e super de avut, chiar ca și backup. Un alt parfum la care dețin backup este acest Nivea de la Nivea, apă de toaletă. Și dețin backup pentru că de fiecare dată când m-am dus în Serbia, de unde l-am achiziționat din Demme din Serbia, am mai luat câte unul. Are un preț foarte, foarte bun, e superb pentru noapte bună, are 30 de ml fiecare sticluță. Ale mele sunt pline pentru că mai avut vreo două sticluțe pe care le-am terminat între timp și pentru seară e superb, pentru noapte bună. Chiar n-am văzut un parfum mai fain și pentru vreo 7-8 euro cât e această sticluță de 30, chiar merită. Miroase exact ca și crema Nivea cea albă, superb, minunat, delicat, cremos și foarte, foarte feminin. Da, în Serbia le găsiți, în România nu le-am văzut din păcate, că m-ați tot întrebat. Eventual să găsiți pe ceva site-uri internaționale, eventual. Un alt parfum la care dețin backup poate fi incredibil, dar este adevărat, este acest La Vie Belle, apă de parfum de la Lancôme, la care am o sticluță de 75, rămasă vreo 40 și o sticluță de 100 întreagă. Ambele au venit în urma schimburilor și am preferat acest parfum decât alte parfumuri care nu mi s-au potrivit din colecție și pe care le-am considerat total nenecesare în colecție sau care n-aveau persistență sau care miroseau foarte rău pe mine. Așadar am preferat să am La Vie Belle, că măcar e un dulce calitativ, un dulce pudrat, un dulce elegant. Chiar dacă a fost acum câțiva ani o uniformă, totuși are o calitate anume parfumul ăsta. Și știu că este la limita dintre a fi iubit și a fi urât. Mie îmi place, nu pot să spun că îl iubesc, dar nu pot să spun nici că nu-mi place. Îmi place iarna, praline, iris, foarte, foarte interesant. Un pic de paciuli, nu un paciuli deranjant. Foarte tare. Cred că o să țin asta toată viața, pentru că sunt imense și nu necesită foarte multe pufuri. Fiind un parfum care e rezistent, cu siaj, cu persistență. Minunate. Deci și la Vie Belle am niște backup. Un alt parfum la care dețin backup este acest Cristal Noir de la Versace.
Unul este apă de toaletă, unul este apă de parfum, dar miros foarte, foarte asemănător. Apa de parfum parcă este un pic mai dulce, asta este parcă puțin, puțin mai light, dar diferențe mari chiar nu sunt. Și da, unul a venit prin cumpărare, nu mai știu care dintre ele, cred că apa de parfum, nu, apa de toaletă. Iar apa de parfum a venit în colecția mea în urma unui schimb și am fost foarte încântată să o primesc. Eu iubesc parfumul ăsta, mi se pare cel mai bun de departe de la Versace. Și cred că dacă vreți ceva bun și să fie și remarcată, ăsta e atât de modern și de bine făcut și de actual încă, încât merită avut în colecție oricând. Mie îmi place atât de mult încât, da, am socotit că e ok, chiar dacă mai vine un backup în colecție la el. Deși am multe parfumuri, dar v-am spus situația în care mai vine câte un backup. Prefer un parfum care îmi place deși l-am backup, decât să păstrez în colecție un parfum care nu îmi place doar pentru că e alt parfum și să nu fie backup. Nu. Prefer un backup bun decât un parfum care nu îmi spune nimic. Un alt parfum pe care îl țin în două exemplare este Tante de Neige de la Lorenzo Villoresi. Și iarăși am aici o apă de parfum cumpărată acum mulți ani și am o apă de toaletă cumpărată acum vreun an parcă. Și vreau să vă spun că miros foarte asemănător și persistența este foarte asemănătoare, siajul la fel. Ăsta l-am găsit la un preț foarte, foarte bun, ăsta l-am luat atunci când nu se prea găseau de cumpărat și, mă rog, a costat ceva mai mult, dar am fost foarte fericită că am pus una pe el și vorbesc de 10 ani în urmă, adică așa, de mult timp l-am, iar ăsta de vreun an am considerat că ăsta, mai având un 40 din 50, așa, un 35 din 50, se va termina. Și ăsta e mare, de 100, așa că sunt fericită. Tante de Neige este unul din parfumurile mele de mireasă. Ăsta a fost parfumul meu de mireasă de zi. Iar în timpul serii am purtat Portrait of a Lady. Deci aceste două parfumuri sunt parfumurile mele de mireasă. Deci unul din preferatele mele din întreaga colecție. Tante ăsta de Neige. Și mai am în continuare încă 3 parfumuri la care am variante de apă de parfum și apă de toaletă, dar sunt puțin diferite ca miros și ca, mă rog, ca note, să zicem că sunt ceva mai diferite. Primul este Black Orchid și am aici apa de parfum și apa de toaletă, ambele de 100 ml. Aici am jumătate dintr-o 100 și asta este plină. Ele prezintă note ușor diferite pe Fragrantica, dar mirosul lor este aproximativ asemănător. Da. Totuși a zice că apa de parfum e puțin, puțin mai pământoasă, iar asta e puțin, puțin mai dulceagă, dar nu, diferențe mari chiar nu sunt. Eu le consider backup pentru că seamănă atât de bine și cred că e ok să le aveți ori pe unul, ori pe altul, nu-i musie pe ambele. Cred că ăsta durează totuși ceva mai bine pe piele, dar nici ăsta nu se dă bătut, cu siguranță. Cea mai frumoasă trufă, cu ciocolată, cu patchouli, un parfum pământoso, interesant, trufos, pământos și dulce și dark și misterios și foarte bine realizat. Calitate de nișă 100%, trebuie să-ți placă genul, trebuie să-l înțelegi că multă lume fuge de el, dar mi-e place atât, atât de mult încât îl vreau în colecția mea. Îmi place atât de mult. Un alt parfum pe care l-am ca apă de parfum și ca apă de toaletă este Allure de la Chanel. Apa de parfum avea 35 parcă sau 50, cât avea? Nu, 35. Iar apa de toaletă are 50. Și amândouă sunt consumate puțin. Tocmai ce am terminat acesta, l-am avut într-o variantă de apă de parfum, dar l-am terminat și a rămas acesta și apa de toaletă. Deci am mai avut un backup la el. Îmi place foarte mult, îmi place poate cel mai mult din toate parfumurile Chanel, pentru că miroase așa foarte rafinat și fin și cremos și pufos și pudrat și elegant și n-are izola vintage urât și e atât de feminin și de frumos și de reușit, mai ales pentru birou și calitatea Chanel. Calitatea Chanel care era păstrată acum câțiva ani, mă rog, acum deja au dat-o și ei pe lături, dar acum mă bucur de astea două și le consider must have pentru mine și vă îndemn să le testați dacă cumva nu le știți, deși mă cam îndoiesc că nu știți parfumul ăsta. Și ultimul parfum la care am un backup este acest Narciso de la Narciso Rodriguez. Aici este apa de parfum, Narciso simplu, și aici Narciso apa de toaletă. Ele prezintă note ușor diferite și miros ușor diferit. Nu mult, dar ușor. Ăsta este mai aspru, are niște flori mai îmbâxite puțin, mai aspre, bate așa ușor în parfum mai de doamnă, cumva. Iar ăsta este mai light
cumva și nu are asprimea celuilalt, este mai cremos puțin, deci le seamănă bine, sunt niște moscuri foarte interesante florale, dar aici avem niște flori mai țapene pe lângă moscul ăla și un mosc mai dirty, ăsta e un mosc mai clean și cu niște flori mai clean și mai ușor de purtat. Dar ăsta e mai longeviv și mai puternic, ăsta e mai de zi așa și ăsta e mai când vrei să-i patezi puțin, să zicem. Amândouă foarte frumoase, 50 ml, 100 ml sticluțe pline. Ăsta a venit în urma unui schimb, pe ăsta l-am cumpărat și da, știind că îmi place ăsta, mă gândeam că n-are cum să nu-mi placă și ăsta și am avut dreptate, îmi plac ambele, sunt puțin diferite. Dragii mei, atât și cu parfumurile backup de astăzi. Aș vrea să-mi spuneți în comentarii la ce parfumuri aveți voi backup-uri în colecție. La ce parfumuri ați avut backup-uri? Pentru că eu am avut și alte parfumuri la care am deținut backup-uri. De exemplu, la Alien am avut mereu backup-uri. Și alte și alte parfumuri mainstream în general. Nu am prea avut backup-uri la nișă. E mai greu să găsești pe cineva care să vândă nișa de ușor sau să schimbe o nișă de ușor. Dar la mainstream chiar găsești, mai sunt și alte parfumuri asemănătoare în colecția mea, mai am parfumuri care conțin și flancăre și care se aseamănă cât de cât, însă am vrut să vă arăt chiar parfumurile care sunt în dublură adevărată, nu flancăre, care pot fi destul de diferite uneori. Sper că v-a ajutat clipul meu, că v-a inspirat, astea sunt parfumuri frumoase pentru mine, de-aia am backup. Până data viitoare când ne vom revedea, vă pup cu mare drag. Pa, pa!